Viorica Dăncilă-i de replica lui Klaus Iohannis i-a arătat cifrele economiei, pentru ce tot făcea referire ce nu am făcut nimic sublinierei ce merge prost România. Klaus Iohannis a criticat guvernul pentru cifrele economice și pentru ce a crescut salariile bazându-se pe atragerea de fonduri europene, ceea ce, conform președintelui, nu s-a întâmplat. Numai ce premierul Viorica Dăncilă spune ce are cifrele care îl contrazic. În primele trei luni ale anului, au intrat în ar 4,9 miliarde de lei, adică peste 1,2 miliarde de euro din fonduri europene. Omajul a ajuns la minimul istoric, 3,94, a spus Dăncilă la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu. Se veiau primele luni, pentru ce tot domnul presubliniere din TF cea referire ce nu am făcut nimic sublinierei ce merge prost România, am se vedeau câteva cifre care se vei arate care este realitatea, pentru ce dincolo de afirmații, realitatea este cea care contează. Pe primele două luni ale anului 2017 aveam un plus de 4,8. Pe primele două luni ale lui 2018 avem un plus de 7. Mai mult, investițiile, pentru ce am vorbit de investiții. Pe trimestrul 2017 în suma 1,7 miliarde lei. Pe trimestrul 2018 avem 4,9 miliarde de lei. Fondurile europene, pentru ce am văzut o iritare sublinierei pe fondurile europene. Pe trimestrul 2017 aveam 2,9 miliarde lei. Pe trimestrul 2018 avem 4,2 miliarde de lei. Exporturile, pe primele două luni ale anului 2017, 9,7 miliarde lei. Pe primele două luni ale anului 2018 10,9 miliarde lei. Deci de la 9,2 am mers la 11,6. Datoria guvernamentală pentru ce toți spuneau ce avem o datorie extraordinar de mare. Datoria guvernamentală acum este de 34,2 pe trimestrul 1-2018. Dacă vă uitați pe acest grafic, România este una dintre țările care au cea mai mică datorie guvernamentală. Când suntem aici, la coadă, înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Ce avem o datorie guvernamentală mult mai mic decât alte state. Eu nu doresc să ne împrumutăm. Puterea de cumpărare în primele trei luni ale anului 2018 a crescut cu 5. Deci iar este un lucru care cred eu ce este pozitiv. Omajul în februarie 2017 era de 4,74, în februarie 2018 este de 3,94. Este cel mai mic subliniere omaj care s-a înregistrat vreodată în România. Sigur, întrebarea care se pune este cum s-a redus, pentru ce s-a început să se investească în România. S-au deschis peste 20 de unități care au angajat oameni. Sursele acestor date sunt INS,
Comisia de prognoz sublinierei avem sublinierei Eurostatul. Nu putem să venim cu ni subliniere de cifre pe care să le punem noi pe hârtie. Avem cifre oficiale sublinierei despre tot ceea ce vorbim este certificat de cifrele oficiale. Nu putem veni cu cifre pe care să le scoatem noi din buzunare sublinierei să le punem pe o hârtie. Am început să producem în România. Investicii, să vă dau un exemplu, BSH din Germania au făcut investicii în România, este una dintre firmele care au făcut investicii în România, ceea ce presupune crearea de locuri de muncă, în capacități productive. Avem sublinierei investicii pe fonduri europene, avem sublinierei fonduri privat sublinierei fonduri din bugetul de stat. I pentru ce tot am vorbit de investicii, este pentru prima oară când am scos o carte cu investicii strategice în România, pentru ce atunci când cineva vrea să investească. Noi se putem pune la dispoziție ce investicii se pot face în România, unde se pot face aceste investicii, astfel încât să putem avea o proiecție a ceea ce avem nevoie sublinierei investiciile să se plieze pe ceea ce are nevoie România. Este pentru prima dată când am scos această carte sublinierei asta arată că suntem foarte preocupați de investicii în România, tratme foarte serios această situație sublinierei după ce vom avea cele două legi, vom trece efectiv la implementarea unor investicii. Atât în discuțiile bilaterale, prin intermediul min subliniere trilor, prin intermediul ATA subliniere acilor comerciali, subliniere i aici o mic parantez, am cerut evaluarea tuturor ATA subliniere acilor comerciali, să vedem cum s-au implicat, cum au promovat România, cum au promovat proiectele din România. Dacă e subliniere tiata subliniere at comercial înseamnă ce totuși sublinierei trebuie să ai o muncă pentru promovarea cerii tale sublinierei a proiectelor economice. Prin ata subliniere acii comerciali, prin întâlnirile bilaterale pe care le avem vom încerca să rezolvăm sublinierei să implementăm cât mai multe dintre aceste proiecte. Suntem consubliniere tienci de faptul ce sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le facem în România, mai ales în ceea ce prive subliniere de infrastructura. Multe, v-am spus. Se fac sublinierei pe fonduri europene. A existat o întârziere, încercăm să recuperăm acea întârziere, dar oamenii nu mai au răbdare. Oamenii vor să vadă ce semi-subliniere ce ceva, ce într-adevăr vor putea avea o autostradă pe care să meargă. Ce vor avea un pod mai bun, o cale ferată, ce va începe să se construiască în România, ceea ce este un lucru important. Ei bine, această carte a investițiilor strategice, a proiectelor pentru investiții strategice, sunt convins că ne va ajuta foarte mult sublinierei după ce vom avea aceste două legi vom putea vorbi concret, a spus Dencil.